1.200.000.000 de lei. Aceasta este suma care va veni în județul Hunedoara pe proiecte depuse pe Programul Național de Investiții Angel Salini. Aceste fonduri guvernamentale vor fi folosite pentru modernizarea rețelelor de drumuri și a celor de apă și canalizare, prefectul Călin Marian declarând că este cea mai mare sumă care a fost alocată județului Hunedoara pentru investiții în infrastructură. Așteptăm și celelalte proiecte pe Angel Salini în ceea ce privește infrastructura, vorbim de drumuri, apă și canal și prin suma alocată, care n-a fost niciodată la nivelul așa de mare a investițiilor, cu siguranță mai facem niște pași în plus în ceea ce privește dezvoltarea județului Hunedoara. Putem estima o sumă la care făceați referire? Da, pe partea de drumuri și apă și canale este vorba de 1.200.000.000 de lei care vor veni în județul Hunedoara. Suma de 1.200.000.000 de lei se alătură celor aproape 180.000.000 de lei alocați, tot prin Programul Național de Investiții Angel Salini, pentru introducerea rețelelor de alimentare cu gaz metan în mai multe comune hunedorene.